După aproape 2 luni, femeia a căzut la pace cu firma care a dat-o în judecată. Aceasta a promis că va renunța la proces dacă va fi validată ca instalator autorizat. Femeia a anunțat în data de 26 septembrie suspendarea programului Casa Verde Fotovoltaice ca urmare a hotărârii Curții de Apel Oradea, care admitea cererea formulată de către unul dintre instalatorii care nu au fost validați de instituție. Firma a spus la momentul respectiv că nu s-au respectat procedurile de validare a instalatorilor. Procesul este momentan la Înaltea Curte de Casație și Justiție, dar nu există încă niciun termen pentru acest recurs. AFM a făcut recurs pe data de 29 septembrie. Înscrierea persoanelor fizice și a firmelor a avut loc în mai și iunie. Peste 90.000 de beneficiari așteaptă deblocarea acestui program. La această nouă sesiune se pot înscrie și instalatori care au fost respinși inițial, ne spune ministrul mediului, apelor și pădurilor, Mircea Fechet.